Expoziție de pictură la Palatul Culturii Teodor Costescu. Avem un artist plastic care vine tocmai de la București, dar care prin alianța a devenit severinean, și anume doamna Ionela Marinela Nedelcu, care vine cu o expoziție inedită. Și vă spun eu de ce este inedită, pentru că a ales ca temă peisajul, și pentru că este în această toamnă și pentru că este plină de sensibilitate, de culoare. Evenimentul a avut loc la Clubul Artelor Open Mind. Artista Ionela Mariana Nedelcu a reunit în cadrul expoziției zeci de peisaje mehedințene, realizate din dragoste pentru județul nostru. Am putut să fac mult mai multe lucrări, să scot în evidență mult mai multe aspecte ale frumuseții acestui județ. Timpul mi-a permis, sper că va mai sta și o altă ocazie și să mi-aduc contribuția prin a expune și alte lucrări. Pentru ca între cadrul să fie cât mai animat, elevii de la clasele de muzică ale Liceului de Artă Iștefan Paulian au susținut un concert de muzică clasică, încântând o sală întreagă. Expoziția va putea fi vizitată de iubitorii de artă în perioada 23 septembrie-15 octombrie la Clubul Artelor Open Mind. Cu mai multe surprize, dar și imagini de la vernisajul artistului bucureștean, vă așteptăm duminică, începând cu ora 17, la emisiunea Duminica la Tele2.